Uite cât de lung e. Dacă fac așa, și astăzi prezentăm un reflector, camera, alt reflector. În serie 25 de la Cima. Și de altfel un model foarte controversant, pentru că toată lumea vrea serie 25 de la Cima. Și am făcut foarte multe modificări pe această platformă, dar astăzi o vom prezenta ca fapt divers. Asta e jucăria. Dacă îți place canalul nostru de YouTube, nu uita să te abonezi canalului. Apasă butonul abonează sau subscribe și nu uita clopoțelul. Dacă apleci clopoțelul, vei fi notificat de fiecare dată când postăm materiale noi. Fii pe fază! Și, cel mai important, nu uita site-ul energy.ro. Aici vei găsi echipamente și accesorii tactice, de airsoft, echipamente militare, cât și multe alte surprize. Nu uita energy.ro. Această jucărie copiază platforma de serie 25 și se numește, de fapt și de drept, 098E, CM098E de la Cima. Și vine cu toate brizurile necesare, și anume, Titamai amortizorul, care este detașabil, apropo, dacă trage așa de levierul ăsta un pic, este exact cu arc și după aia o să ne arate țeava internă. În el nu există nimic, de fapt și de drept e o țeavă goală, dar arată frumos. Mai departe, sistemul de șine free float, care trebuie avut totuși grijă de câte ori îl demontați sau îl montați ca să-l puneți pe poziția corectă. Partea din față, unde se susține amortizorul, este o piesă individuală și asta va trebui din când în când refixată. Cătarea față, evident, împreună cu cătarea spate, care îți permit cât de cât să o chești și chiar se reglează șmecheria asta. Foarte tare! Și este rabatabil ca să poți să-ți pui și altceva, evident, o lunetă sau chestii mult mai interesante. Mai în spate un pic, o să observăm că este un corp foarte asemănător cu M4, de serie 25, care are șine în toată partea superioară și corpul care este mai lung. Partea cea mai interesantă la această jucărie este că este mai lungă decât un M4, ca să găzduiască încărcătorul de 7.62, adică e un calibru mai mare cu o încărcătură mai mare, uite și scrie pe el, 7.62. În mod normal, această armă este semi-only, doar că cei de la Cima, chiar dacă l-au făcut cu selecția de safe și semi, au pus și auto, evident. Dar ce am vrut să spun este că ne putem obișnui cu comenzile de la M4, pentru că sunt aceleași comenzi ca pentru M4, logic. Cu selectorul ambidextru, foarte interesant, cu butonul pentru liberarea încărcătorului în față, cu un ping-pong paddle fictiv care nu face absolut nimic, în mod normal era ball catch, și cu un pat foarte spațios, care el ar trebui să se opereze relativ ușor. E un șurub mare care, în mod normal, ajută la reglaj. Dacă apeși pe el, poți să scoți patul, sau mai bine spus, să scoți piesa de plastic care îți eliberează accesul la baterie. Și chiar vreau să trag cu ea, doar că, doamne, cât de greu să scoți firele de aici. Așa, am uitat să spun. Asta este versiunea 098E de la Electric Version, cu toate că electric, toate sunt electric. Eu am vrut să spună MOSFET sau Enhanced Version. Cred că unii spun Enhanced Version totuși. Și e bine că vine direct cu dins. Joacă pe asta. Direct dins pe baterie. Și uite că dacă te chinui și pui un lipo de 11.1, încape fix pe lângă flashnet asta micuță. Asta face imnul României, ca și cum este, că vreau să mai aud o dată. Bă, deci că ea comunică cu Artuditul sau ceva. Ia, încă o dată. Și sunt curios dacă schimbă tonalitatea, la un dat face de gen, înseamnă altceva? Ok, bun, hai să tragem o dată de probă, sper să nu aibă bile. N-are bile. Și se aude ca și cum atrage foarte tare. Gen, foarte tare. Hai să băgăm niște bile. Asta e high cap. Deci asta este un încărcător high cap în care intră foarte multe glonțe. Bile. Și cu bile de 0,20 de grame. Trage. Hai să vedem cu cât trage. Bun, dar ce lungă e, nu pot să țin mâna. Bă, ce drept trage? 1,8 și 1,9 juli? E ceva. Asta vine exact de mere. O iei și te duci de mere cu ea. 2 juli. Că nouul regulament cam așa. Și știi care e partea cea mai interesantă? Care și auto.
Bă, se aude ca și cum ar trage foarte tare și chiar trage foarte tare. Fugbilele evadează. Bun, și acum partea cea mai interesantă este că vreau să o desfac și să ne uităm împreună să vedem ce este în interior. Chiar sunt curios să aflu. Voi nu? Și ne face și desface. Hai! Motorul este acel motor aproape high torque, care are magneți de neodimiu și ăsta chiar ar trebui să tragă bine. Totuși trage arc de 140, destul de bine, adică n-ar trebui să fie mari probleme în alt sens. Din prima putem observa pe exteriorul gearbox-ului că roata bevel este prevăzută cu rulmenți, ceea ce ar trebui să reprezinte un mare avantaj, pentru că reduce sarcina și îmbunătățește fiabilitatea, pentru că roata asta bevel este destul de stresată. Selectorul de tir îmi place că este de metal și aici se poate observa cum cablurile sunt ferite puțin de pericolul pinionului de la motor. Ia să vedem noi ce găsim în interior. Ok. Bun. Deci, să începem cu începutul și să terminăm cu începutul. Roțile sunt niște roți relativ standard pentru Cima, dar se vede că sunt modelul nou, care sunt o idee mai bine călite. Și, în afară de asta, cel mai important aspect, astea sunt roți de serie 25. Practic, ce se întâmplă? Serie 25 este mai lung, carcasa de gearbox este pur și simplu mai lungă. Și ce înseamnă asta? Că pistonul e mai lung, cilindrul e mai lung, tapetpletul e mai lung și sunt mai mulți dinți pe roata sectoare. Evident, în cazul de față, cred că sunt 18, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Stai că zic că sunt 19. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 19. Sunt 19 dinți. Deci, roata sectoare care are 19 dinți și se pune cu pistonul ăsta lung. Deci pistonul are 19 dinți. Foarte tare. Opa, stai așa că... Ce îmi place, în schimb, este că și capul de piston este din aluminiu. Și capul de cilindru este din aluminiu. Și vine cu garnitura asta cu bombeu, care ar trebui în mod normal să mai rupă puțin forma, dar nu se întâmplă chestia asta. În schimb, foarte interesant, garnitura din față este o idee mai mare și îmbunătățește foarte mult angle of engagement sau AOE-ul. Adică pistonul se duce mai în spate un pic, în cazul ăsta fiind protejat. Ia să vedem, chiar sunt curios cu cât se duce mai în spate. Ok, cred că se duce mai în spate decât ar trebui chiar. Forță! Forță! Shaweo este foarte bine pus la punct. Bine pus la punct din fabrică. Deci nu e o problemă foarte mare. Ce este interesant? Evident, MOSFET-ul. Ia uite ce avem aici. Deci avem o unitate electronică avansată, care face click și cu un senzor optic pentru cut-off lever. Wow! Deci cei de la Cima chiar s-au întrecut pe cu chestia asta. Pe piață există de mult timp MOSFET-ul în sine și evident și acest model există de mult timp pe piață. În schimb, niciodată nu mă... Ei, uite ce, eu acum am văzut că cilindrul este portat. Chiar dacă are țeavă lungă, totuși cilindrul este portat. Bănuiesc că așa au gândit-o ei și au gândit-o pentru un motiv bun. Să sperăm că inginerii de la Cima își fac treaba.
Uite, roata asta este mai groasă, roata sectoare se poate vedea că este mai groasă în carne decât modelul standard și, repet, roata bevel este bine călită. Este modelul care se știe că cedează o idee mai greu. Și Mingu e și el acolo ca să fie, Vasilina e și acolo ca să fie, mai mult nu e, dar per total își face treaba. Sunt foarte mulțumit de ce am găsit în interior și sunt ferm convins că de asta și o aleg anumiți jucători, pentru că oferă niște interne cât de cât de calitate, mai ales seria Platinum. Deci asta este seria Platinum cu Enhanced Version, cu MOSFET. Nozzle-ul este un nozzle simplu, fără O-ring, dar se poate vedea că este borap. Ups, ăsta e borap. Ia să vedem. Uite ce bine vine pe capul de cilindru. Este foarte important ca nozzle-ul să vină prin presare oarecum naturală pe capul de cilindru, pentru că dacă vine cu garnitura aceea și el totuși are joc foarte mare, riscă să facă și să sară garnitura de acolo și ghici unde se duce. Fix în camera de hop-up. Și se blochează și după aia zici, uite o garnitură oare de la ciofi, de la nozzle. Și dacă se întâmplă asta, nu uita că noi oferim și servicii de service. energy.ro/service-airsoft. He? Secret ca să poți să montezi selectorul de tir mai ușor atunci când el are biluță și arculeț este să folosești puțină vaselină și biluța va rămâne pe poziție până când îl fixezi pe selector. Și să vedem și partea din față, ce se întâmplă cu ea. Avem o țeavă foarte interesantă care, culmea, pare să fie curată și clasica gumă răspicată, despicată. Și cu o cameră de hop-up rotativă care ține foarte bine țeava. Deci chiar nu se mișcă țeava asta. Acesta este și a fost și va fi în continuare CM098 Enhanced Platinum Version. Am văzut ce este pe afară, am văzut ce este în interior. Sunt impresionat de ce fac cei de la CIMA, mai ales că jucăria nu prezintă niciun fel de joc extern. Și când spun că nu prezintă niciun fel de joc, chiar nu prezintă niciun fel de joc. Poate patul puțin. Dar în rest, corpul e fix, frontul e fix, țeava externă este fixă și tot așa. Ce să zic, CIMA, treabă bună. Pentru cei care în continuare sunt interesați de această replică și mai au întrebări sau nelămuriri, cu drag stăm la dispoziție în adresele de e-mail, pe Facebook, în comentariile de pe YouTube și chiar telefonic. Evident, îl găsești pe energy.ro. Tot acolo vei găsi și alte accesorii și consumabile pentru această replică, cât și multe alte produse. Surpriză! Îți mulțumesc că ai fost alături de noi. Pe data viitoare!